Domnul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe alături de noi în această dimineață. Mulțumesc tare mult pentru intervenție, domnule Cioroianu. Bună dimineața! Imaginile astea pe care le-am văzut mai devreme din dronă, surprinse în Mariupol, arată de parcă am fi în 1944-1945 și am vedea imaginile din al doilea război mondial. Iar cadrele cu sutele de civili măcelăriți efectiv la Bucea ne duc cu gândul acolo. Și toată lumea vorbește despre genocid, crime de război și pedepsirea vinovaților. Cine ar trebui să fie pedepsit, de fapt? Da, ca la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și poate chiar mai rău, pentru că atunci războaiele erau sigur crâncene, dar parcă nu erau dublate de acest război informațional în care fiecare tabăr are propria sa versiune despre aceleași fapte și la proporții nebănuite. Acest război, de fapt, ne duce pe cote ale neimaginabilului. Suntem în ceața războiului. Evident că aceste cazuri trebuie anchetate, dar maniera în care astăzi suntem bombardați cu imagini care n-ar trebui să aibă legătură cu un conflict militar în care o armată invadatoare se presupune că se luptă cu altă armată. Ce caută civilii omorâți, ce caută acea primăriță omorâtă cu copilul și soțul ei, astea sunt lucruri de neimaginat. Cred că nici în al doilea război mondial nu se petrecea la o scară atât de mare. Și cine ar trebui anchetat sunt cei care au ordonat aceste crime și cei care le-au comis, bineînțeles. Dar pentru asta e nevoie de o anchetă. O anchetă care va fi comună. Uniunea Europeană va oferi sprijin, Statele Unite de asemenea va oferi sprijin Ucrainei pentru a descoperi vinovații și pentru a-i pedepsi. Apropo de aceste imagini, masacrul de la Bucea arată o altă scară a acestui război. Credeți că se va schimba în vreun fel modul în care vor negocia cele două părți de acum încolo, în condițiile în care ucrainienii descoperă aceste atrocități pe măsură ce recuceresc zonele din care rușii tocmai au plecat? Da, din păcate va schimba toate aceste detalii, vor aduce nuanțe noi. Ieri ministrul de externe ucrainian spunea că acest masacru de la Bucea, repet, dacă se va confirma, va fi ceea ce se cheamă un pivot care va schimba direcția discuțiilor, un game changer, spunea dânsul în engleză, mai ales în condițiile în care noi trăgeam speranțe că aceste negocieri vor duce în viitorul relativ apropiat la un armistițiu. Numai că descoperirea acestor cazuri, nu numai la Bucea, am înțeles, va complica lucrurile și, din păcate, nu încurajează deloc negocierile în curs, ba dimpotrivă le complică și asta înseamnă noi victime potențiale. Ieri Volodymyr Zelensky, după ce a vizitat Bucea, după ce a văzut ce s-a întâmplat acolo, după aceste atrocități, a spus despre ruși că sunt torționari, violatori și criminali. Nu s-a ferit de cuvinte. Joe Biden a luat acea expresie la adresa lui Putin, pe care l-a numit din nou criminal de război. Iar aceste cadre pe care noi le vedem din Mariupol sunt confirmate din mai multe surse independente care vorbesc despre faptul că peste 90% din clădirile din Mariupol sunt ruine acum. Rușii n-au lăsat aproape absolut nimic în picioare. Da, este o pedepsire a Ucrainei. Adică aceste distrugeri chiar și în zone pe care rușii nu le vor controla, nici nu le controlează acum, nici nu le vor controla, dar distrugerea lor arată că e vorba de o pedepsire a acestei țări pentru faptul că n-a cedat. Președintele Zelensky poate să spună orice, poate inclusiv să exagereze, pentru că e un om care își apără țara și are de înfruntat o armată pe care n-a invitat-o nimeni. Deci, dincolo de aprecierile pe care le face, noi vedem un om care luptă pentru țara lui. Apropo de președintele Zelensky, cum vedeți mesajul pe care el l-a transmis aseară în Parlamentul României, românilor și aleșilor noștri? Cred că a fost un mesaj de bun simț. În definitiv, intenția și interesul președintelui Zelensky este să-și difuzeze mesajul cât mai des cu putință. Sigur că, dat fiind vecinătatea noastră, relațiile bune care există de un număr de ani și câmpul potențial de colaborare pe care îl avem, nu numai în legătură cu minoritatea română de acolo sau cu minoritatea ucrainiană de la noi, dar inclusiv despre acestea, cred că fiind două țări bogate, noi în zona noastră, putem dezvolta parteneriate pe care
Acum, sigur, e riscant să le discutăm în condițiile războiului. Noi nu știm care vor fi granițele de mâine sau poimâine ale Ucrainei, dar putem bănui că relațiile dintre noi și ucrainieni vor fi relații bune, pentru că, în definitiv, nu avem niciun fel de conflict care să nu poată fi rezolvat. Și ultima chestiune, domnule profesor, vedeți într-un viitor, care o fi el, scurt, mediu sau lung, o imagine cu Vladimir Putin în fața Tribunalului Penal Internațional de la Haga? E greu de imaginat acum, dar să știți că sunt multe lucruri pe care mi le imaginam cu greu. Inclusiv această invazie a Ucrainei de către Rusia, eu cu greu mi-o imaginam. Așa încât, sigur, poate că mulți dintre noi n-ar paria acum, dar, în definitiv, pe câte dintre lucrurile din ultimii 2-3 ani am pariat inițial, am văzut atât de multe schimbări și atât de lucruri neașteptate de multe, încât e posibil orice, inclusiv în ceea ce privește pe liderul Rusiei de astăzi. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe și istoric, mulțumesc tare mult pentru intervenția în direct la Digi24.